Fraților și surorilor, haideți să deschidem la pagina 903 în Cartea Habacuc și să citim capitolul 3 și versetul 17 în jos. Deci Habacuc 3 cu 17. Căci chiar dacă zmochinul nu a înflori, vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Vă aducem salutări sfinte din partea Bisericii pe care o cunoașteți, pe care o aveți la inimă, Biserica din Albini. Și acest cuvânt am considerat că este foarte potrivit pentru un început de an, pentru fiecare dintre noi să ne încurajăm unii pe alții. Fraților și surori, putem să numim acest cuvânt, chiar tot capitolul 3 din Habacuc, psalmul 151 din scriptură sau psalmul lui Habacuc. Pentru că în versetul 1 se spune că trebuie să fie cântat și are un tipar psalmic, un tipar de psalm. Observați ultimul verset, cum spune, către mai marele cântăreților de cântat cu instrumente cu coarde. Acum, fraților și surori, acest psalm, acest cuvânt prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească, are o structură foarte corectă, foarte clară. Versetul 1 ne vorbește despre un fapt, pe care îl dorește Dumnezeu în dreptul psalmilor, dar și în dreptul cântărilor care le cântăm astăzi. Este această mixtură, acest amestec sfânt, dacă vreți, între rugăciune și cântare. N-ați pățit de multe ori, eram copil și eram la stăruință după Duhul Sfânt și începea o rugăciune, și rugăciunea aceea era așa de profundă, așa de fierbinte, ajungea la o așa incandescență spirituală încât nu mai știai ce să faci și de bucurie începeau să-ți curgă lacrimile. Nu mai aveai cuvinte și atunci Dumnezeu îți dădea o cântare în altă limbă. Și atunci rugăciunea și cântarea intrau pe același făgaș și Duhul Sfânt venea și ți aducea fie rugăciune, fie cântare, fie amândouă. Așa de frumos spune aici versetul 1 rugăciunea prorocului Habacuc de cântat în felul cântecelor de jale. Și bineînțeles că erau elemente care dacă erau studiate cu atenție, merita să spui că trebuie să fie cântat acest psalm ca o cântare de jale. Aceasta este introducerea psalmului, versetul 1. De la versetul 2 în jos până undeva pe la versetul 15 este. Tema psalmului lui Habacuc și anume revenirea Domnului sau venirea Domnului. Pentru că în timpul lui Habacuc Domnul încă nu venise pe pământ. Dar este o profeție la urma urmei, este un psalm, este o cântare, este o rugăciune. Dar este o profeție care ne vorbește și nouă și o să vedem imediat. Ne vorbește cu elemente așa de clare. Despre revenirea Domnului Hristos pe pământ. De la versetul 2 și până la versetul 15 sunt multe elemente care sunt aduse în prim plan. De la versetul 16 și până la final observați că structura lui este foarte simplă, introducerea versetul 1, de la 2 și până la 15 tema venirii sau a revenirii Domnului pe pământ. De la versetul 16 în jos până la versetul 19 inclusiv, găsim aici atitudinile oamenilor față de cel care va reveni. Bineînțeles, actualizez cel care va reveni. Fraților și surori, haideți puțin să parcurgem textul nostru și să vedem revenirea lui Hristos pe pământ, a doua venire, cum o numim noi, de ce este însoțită? Versetul 2, citesc. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Fraților și surori, contextul istoric al cărții Habacuc, este unul foarte dureros. Prorocul Habacuc merge înaintea lui Dumnezeu să-l întrebe. În capitolul 1 cu versetul 2 zice, până când voi striga către tine fără să auzi, până când mă tânguiesc și tu nu asculți, versetul 3, pentru ce mă lași să văd nelegiuirea, intervin o Doamne și rezolvă cu păcatul din poporul tău, și Dumnezeu începe să-i vorbească lui Habacuc ceva și nu se aștepta Habacuc să audă așa ceva. Versetul 6 zice, știi ceva? Nici eu nu pot să văd nelegirea poporului meu și de aceea o să-i ridic pe haldei. Poporul ăsta este iute, în Isaia spune că nu se uită la aur, la argint, disprețuiește tot și nu are milă. Și haldei, poporul acesta, versetul 7, grozav și înfricoșat, aceștia vor constitui uiaua pe care eu o voi folosi pentru disciplinarea poporului meu, Israel. Și merge Habacuc pe turn, în, vers, în capitolul 2, cu versetul 1, și zice, Doamne, totuși nu poți să faci lucrul acesta, și Domnul zice, Ba da, pot pentru că eu sunt pregătit și vreau să vin cu pedeapsa. Și atunci în capitolul 3, prorocul Habacuc ajunge la convingerea că oricum pedeapsa lui Dumnezeu va veni pe pământ și în calea pedepsei, în calea unui Dumnezeu care vine să pedepsească pe poporul Israel, poporul lui Habacuc. În calea pedepsei lui Dumnezeu, ce mai poate să facă omului Dumnezeu? Și de aceea spune versetul 16: Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul și m-am îngrozit și mi-a intrat putrezirea în oase. Și totuși, Doamne, ce-i de făcut, spune el, în calea pedepsei. Și imediat intră în inima lui Duhul Credinței și începe să vorbească și vom vedea imediat. Fraților și surori, acest tipar, de ce să nu recunoaștem, este caracteristic și vremurilor noastre. Pământul este plin de păcat, Dumnezeu este mânios, va veni pe diapsa și ce va face cel neprihănit în calea pedepsei? Pentru că de aici, din Habacuc, se desprinde acea învățătură a reformei. În anul 2017, am sărbătorit 500 de ani de la reforma protestantă și unul din dictoanele reformei era acesta, sola fide, numai credința, singură credința. Și este extras de aici, din textul din Habacuc, în care spune că diapsa lui Dumnezeu va veni, spune aici Dumnezeu, Însă, cel neprihănit, versetul 4 din capitolul 2: Cel neprihănit va trăi prin credința lui, slăvit să fie Domnul. Și rabinii evrei iau ei versetele Bibliei, au analizat legea lui Moise, au numărat tot, 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 tot ce se putea număra acolo. Și au găsit 365 de porunci cu afirmație și au găsit 200 și vreo 50 și ceva de porunci cu negație și au zis că toate astea se reduc la psalmul 15 unde sunt câteva precepte și Domnul zice dacă vrei să locuiești pe muntele meu trebuie să faci asta, 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 asta și zic ei, rabinii Că Isaia a extras învățătura din psalmul 15 și în capitolul 33 a redus acele precepte la doar trei sau patru și zice acolo, ochii tăi vor vedea pe împărat. De ce? Pentru că ne socotești un câștig scos prin stoarcere, pentru că ochii tăi ți abați în altă parte să nu vadă răul, urechile ți le astup să n-audă cuvinte setoase de sânge și atunci vei locui împreună cu împăratul pe muntele cel sfânt, spune Isaia 33. Dar tot rabinii vin și extrag mai mult din ce a spus Isaia în 33 și spun că tot Vechiul Testament se reduce la Habacuc, capitolul 2, cu versetul 4. Cel neprihănit va trăi prin credință, slăvit să fie Domnul. Și fraților și surori, este o temă foarte importantă pentru noi. Haideți prin credință să intrăm în Habacuc în capitolul 3, în psalmul acesta minunat al lui Habacuc, cum îl numește John Stott, și să analizăm câteva lucruri de aici. Să actualizăm pentru că e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Mai întâi, tema aceasta, a revenirii lui Dumnezeu este enunțată în versetul 3. Dumnezeu vine din Teman și cel Sfânt vine din Muntele Paran. Muntele Paran era Muntele Sinai. Și spune aici, oprire. De ce? E foarte important să înțelegem. Într-o lume în care vin oamenii și ne spun, Dumnezeu nu mai vine. Și știți, formația aceea veche, ACDC, după Hristos vine Diavolul, cam așa traduceau cei din lume. Nu e adevărat. Dumnezeul nostru vine, fraților și surori. Poate să mintă diavolul pe toate canalele media că Domnul nostru nu mai vine. Pot să vină oamenii și atei și să ne spună că Domnul nu mai vine. Noi știm una și bună, Dumnezeu vine, ca așa spune Scriptura și așa zice Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Și este o temă pe care priviți, fraților și surori, și în istorie, istoria României, în istoria României, la un moment dat s-a ridicat cineva și a zis existența unui popor nu se discută, se afirmă. La fel putem și noi spune, revenirea lui Hristos nu se discută, se afirmă. Nu ne dă Biblia argumente că vine sau nu vine și de ce vine și așa mai departe. Nu, nu, nu. Biblia spune clar, Iisus revine și uite ce se va întâmpla când revine El pe norii cerului. Toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui și cei ce l-au străpuns îl vor vedea și ochii celor care îl iubesc îl vor vedea. Asta o spune clar Biblia și noi credem ceea ce spune Domnul, amin și merge mai departe. Și pe lângă enunțarea temei în versetul 3, previz ce ne spune că vor fi evenimente apocaliptice, fraților și surori. Mai întâi în versetul 4 ne arată o parte din portretul lui Hristos, o parte, puțin. Strălucirea lui este ca lumina soarelui și atenție, din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Din portretul celui ce vine a extras psalmistul acesta al Vechiului Testament, Habacuc, un element. Și anume mâna celui care vine. O fi știut Habacuc că Domnul Hristos se va sui pe dealul căpățânii și mâna lui va fi străpunsă nu știu dacă a știut, dar Duhul Sfânt știa. Și spunea Duhul Sfânt aici în versetul 4: Uite ce important este ca să înțelegem. Strălucirea lui este ca lumina soarelui, și din mâna lui pornesc raze, și acolo este ascunsă tăria lui. Dacă o să citim istoria antică, din Asiria, Babilonia și până în Grecia cu Alexandru Macedon, și apoi în Imperiul Roman. Toți monarhii aceia aveau un semn al puterii, o mână ridicată sau o mână întinsă și asta era un semn al autorității. Aici Duhul Sfânt vine și spune cu alte cuvinte, autoritatea nu-i aparține lui Alexandru Macedon, nici lui Cezar August, autoritatea îi aparține celui care vine slăvit să fie Domnul. Și merge mai departe, evenimente apocaliptice, fraților și surori. Cataclisme naturale, versetul 5 în jos, cataclisme cosmice, versetul 11, și astea sunt cele care însoțesc revenirea Domnului Hristos. Înaintea lui merge ciuma, spune versetul 5, și moli mă calcă pe urmele lui. Din anii 1900 și până în 2000, 300 de, mii, de, de, 300 de mii de, milioane au murit, 300 de milioane au murit în Europa din cauza ciumei, din cauza molimei, fraților și surori. Și este oare la întâmplare lucrul acesta? Astăzi ciuma este sub control, molima este ținută sub control. Undeva la 2000 de persoane mor pe glob, totuși, pe an, și această ciumă este ținută sub control. Anul 1666, anul care are un 666 în el, a fost un an de groază pentru întreaga Europa. Molima a bântuit prin Europa și a secerat sute de mii și milioane de vieți. Mai mult de o treime din populația Europei a murit. În așa fel a fost grozăvia asta, încât papa de la Roma s-a refugiat undeva pe un deal și a pus în jurul lui să ardă un rug zi și noapte, un rug de flăcări, să nu treacă molim aceea, miasma aceea la el. Artiștii vremii au fost așa de tare impactați de molimă, încât au început să deseneze și ne-au rămas picturi cu moartea care dansează Moartea care merge și dansează cu preotul, cu regele, cu doctorul, cu călugărul, cu omul de rând și se travestește în costum ca să apare exact ca un preot, dar e moartea. Dansul morții se numește și o mulțime de picturi în care apare moartea în diferite ipostaze. I-a îngrozit molima pe oameni, dragii mei. Și astăzi se mai întâmplă să fie așa ceva. Lepra nu-i molimă, cancerul nu-i molimă. Dacă luăm cazurile de cancer de pe glob, noi asta o înțelegem, fraților și surori. Iisus revine, slăvit să fie Domnul. Și au fost lucrări chiar la început de an. Că din cauza înmulțirii fără de legii, Domnul va înmulți loviturile cancerului. Și cred lucrul acesta, fraților și surori, pentru că Isus revine și vrea să-și găsească un popor să fie a Lui. Merge mai departe, spune în versetul 6 că El se oprește, măsoară pământul cu ochiul. Noi ne trebuie avioane să mergem și să măsurăm, sateliți, îi strică Dumnezeu pe toți dacă vrea. Și măsoară singur pământul cu ochiul, versetul 6, privește și face pe neamuri să tremure, munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Uite că revenirea Domnului Hristos este însoțită, fraților și surori, și de tremure, munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile se pleacă, el trebuie să vină, el umblă pe cărări veșnice, se termină șoselele noastre, cărările lui Dumnezeu sunt veșnice. Și din cauza cutremurelor, gândiți-vă, 220.000 în Asia în anul 2004, în anul 2011 au fost mult mai mulți în Japonia. Și Dumnezeu este cel care vine, slăvit să fie numele lui. Și mergem mai departe, și în versetul 7, alte cataclisme, boli psihice. Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. Fraților și surori, știți că pe globul pământesc 450 de milioane suferă de boli psihice. Și undeva peste 300 de milioane de depresie, aproape la un miliard din populația planetei, suferă de lovituri la nivelul psihicului. Nu este un semn acesta că Domnul nostru revine? Doamne, cercetează-ne să înțelegem. Versetul 8. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta sau împotriva mării se varsă urgia ta? de a încălecat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Uite și inundațiile! Și dacă luăm tsunamiurile și toate acele inundații pe care Dumnezeu le-a trimis să pedepsească pământul, ne dăm seama că și asta este o parte din planul revenirii lui Hristos. Și sunt oameni care vin și spun, și este o parte a teologiei care studiază: De ce Dumnezeu care este bun, care este dragoste, îngăduie astfel de, de calamități și de lovituri? De ce? Atunci nu-i Dumnezeu. Ori dacă El este Dumnezeu, ori dacă eu aș fi Dumnezeu, vin unii și spun, aș face să fie altfel, n-ar mai fi războaie și atâtea lovituri naturale și supranaturale pe pământul acesta. Și mi-aduc aminte când eram copil, cum am citit amintiri din copilărie cu caprele irinucăi, cum s-a dus Ion Creangă, marele nostru povestitor pe culmea dealului, și prăvale el acolo un pietroi pe casa bietei bătrâne și distruge tot ce avea în gospodărie, plus niște capre pe care le face bucăți și râdea săracul de, de se prăpădea. Asta a făcut omul. Dumnezeu i-a zis, nu te sui acolo sus și nu lua din copac, din pom, nu? Și omul a zis, stai să văd ce se întâmplă, dau drumul la Bolovan, la Vale, să văd ce se întâmplă. Și după ce vine bolovanul și distruge tot, ridicăm pumnul spre cer și spunem Dumnezeule, ceva în neregulă cu tine, ba cu noi în neregulă, nu cu Dumnezeu. Pentru că noi am pornit calamitățile și păcatul nostru le provoacă toate acestea. Fraților și surori, în Dumnezeu nu găsim nimic de condamnat. Dumnezeu este pur, alb, imaculat, slăvit să fie El. Merge mai departe și vorbește și de războaie. Arcul tău este dezvelit, versetul nou blestemele sunt săgețile cuvântului tău, tu despiși pământul dai drumul râurilor, la vederea ta se cutremură munții soarele și luna se opresc în locuința lor de lumina săgeților tale care pornesc, tu cutreier pământul în urgia ta zdrobești neamurile în mânia ta, uite, sunt aici deja niște conflicte între neamuri, conflicte extraordinare și deja ne uităm cu îngrijorare, cu Uniunea noastră Europeană, cu alte țări cu alte mega, mega, mega națiuni care încep să se miște și să se frământe. Oare nu este un semn că va reveni Domnul Hristos pe norii cerurilor? Ba eu cred că da, fraților și suror, cred că da. Ceea ce e foarte important pentru noi este următorul lucru. De la versetul 16 în jos ni se spune și ni se arată care sunt atitudinile oamenilor în calea revenirii Domnului pe norii cerurilor. Și sunt trei atitudini posibile, extrase, bineînțeles, din textul nostru. Există oameni care pun întrebare lui Dumnezeu și anume, oare, oare, oare. Versetul 16, aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului? Există o a doua categorie de oameni Creștinii condiționali primis cu îndoielile, dar a doua, în al doilea rând sunt cu condițiile, creștinii condiționali, cu dacă, dacă. Zice într-adevăr aici Habacu, chiar dacă, dar dacă ar lipsi un chiar de aici și ar zice Habacu, Doamne, dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă și dacă și dacă. Și există categoria a treia, Creștinii credinței, ai nebuniei credinței care spun lui Dumnezeu, chiar dacă, nu știu ce se va întâmpla, dar chiar dacă se va întâmpla așa și va fi rău, eu totuși, totuși, și lui Dumnezeu îi place de a treia categorie. Creștin cu oare nu i-ați întâlnit? Și oare întrebarea asta de unde a pornit? Nu din grădina Edenului? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Păi dar mergeți și rezolvați situația. Și sunt oameni pe care i-am întâlnit, oamenii necredinței fraților și surori, care vin și vorbesc cu oare. Fraților și surori, amintiți-vă de Moise și de Aron. În momentul când noi, în viața de credință, luăm acest cuvânt în brațe, cuvântul oare, cuvântul necredinței, cuvântul îndoielii, în momentul acela, cred că ne pierdem chiar statutul de oameni al lui Dumnezeu. Ascultați răzvrătiților! Oare vom putea noi să scoatem apă de aici? Și Dumnezeu a zis, nu mi-a plăcut ce ați vorbit. De ce? Lui Dumnezeu nu-i place de cel care spune oare. Vila la biserică, Dumnezeu îți vorbește, îți spune că te vindecă și te duci pe drum și zici oare, oare, oare. Amintiți-vă de bătrânul care a așteptat zeci de ani să-i dea Dumnezeu un copil. Și când ajunge Zaharia în fața îngerului, spune, oare, Poate va face, poate nu va face, cum voi ști ce se întâmplă și spune oare? Și lui Dumnezeu nu-i place și îl pedepsește, rămâne mut. Lui Dumnezeu nu-i place de oamenii care vorbesc cu acest cuvânt, oare? Amintiți-vă, Nemia s-a îmbalat, trimite vorbă lui Nemia și spune, oh, oh, cum vor zidii, cum vor isprăvi oamenii ăștia zidurile? Oare vor zidii, oare vor zidii? O, vine o vulpe și le dărâmă tot. Uite cine vorbește cu oare. Oamenii de care Dumnezeu nu-i place. Și acum, în anul 2019, chiar dacă va îngădui Domnul ceva peste noi, nu știu ce, o boală, o suferință, un necaz, să facă Dumnezeu să nu cumva să spunem, oare mai e Dumnezeu cu mine? Oare mă mai vindecă Dumnezeu? Oare nu cumva m-a dat pe mâna satanei? Dar ce, tu ești copilul satanei? Nu ești copilul lui Dumnezeu? Doamne, cercetează-ne să înțelegem lucrul acesta. Apoi sunt creștinii condiționali, cei care vorbesc cu dacă. Și amintiți-vă pe câmpia aceea, bătrânelul ăla de 70 și ceva de ani, cam atât avea Iacov, nu era tânăr atunci când dormea pe o piatră și vine Dumnezeu și vorbește și în momentele alea începe să converseze cu Dumnezeu și spune, Doamne, dacă îmi dai pâine să mănânc, haine să mă îmbrac, avere, dacă îmi dai protecție, dacă îmi dai sănătate, atunci vei fi Dumnezeul meu. Dar dacă Dumnezeu nu ți le dă, va fi sau nu va fi? Aici e marea problemă. Sunt mulți care vin la casa lui Dumnezeu și am întâlnit, eram copil și a venit cineva, un vecin al bisericii noastre și a zis în felul următor Copilul meu a făcut o prostie mare și este la închisoare, eu sunt copil de pocăiți, știu de ce a îngăduit Dumnezeu necazul peste mine, trebuie să mă pocăiesc Dacă Dumnezeu le liberează pe copilul meu, mă pocăiesc și s-au pus frații în post și în rugăciune și Domnul l-a eliberat pe copilul lui, dar el nu s-a mai pocăit. și au trebuit Dumnezeu să trimită cancer în familia lui și să se pocăiască forțat, pentru că sunt oameni care vin și spun lui Dumnezeu, dacă, dacă îmi dai asta, dacă îmi dai asta, dacă îmi dai asta. Și anul 2019, în calea noastră, în fața noastră, și pot să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, Colega mea are un salariu mai bun, dacă îmi dai un salariu ca și al ei, să știi că o fi mai pocăită. Fals și greșit. Tu trebuie să fii pocăit fără fluctuație. Nu te influențează banii lumii, nu te influențează pământul acesta, nu te influențează îngerii din ceruri. Tu ești pocăit că îl iubești pe Dumnezeu și gata. Doamne, cercetează-ne să înțelegem. Pentru că de astfel de oameni îi place lui Dumnezeu. Ce faci Habacuc? Zmochinul nu va înflori, nu vei mai avea la anul fructe și dulceață. Gândiți-vă! Să dispară din toate molurile și magazinele fructele și dulceața, tot! Să nu mai fie miere, finete și nimic altceva. Și nici fructe. Și zice aici, stai, stai, stai să mai vedem vița nu va da niciun rod. Sucurile, dispar sucurile de pe piață în 2019. Ce faci? Te lași de domnul? E supărat că nu mai ai suc să bei acasă, dar ți ajunge apă, nu? Și merge mai departe. Rodul măslinului va lipsi, uleiul, cosmeticele, vai de mine! Dispar și astea, no, ce mă fac fără un soare? Ce mă fac fără spray fără nu știu ce, fără parfumuri, dar ce te faci? Ce-au făcut Adam și Eva? Și merge Biblia mai departe și zice, câmpile nu vor da hrană, asta e foarte grav, pâinea, grâul, vegetalele dispar și astea. Oile vor pieri din staule, Haine, să nu mai am eu haine să-mi cumpăr, să nu mai am carne, să nu mai am lapte. Extraordinar. Boi, dispar mașinile de pe piață. Doamne, ferește de așa ceva. Și Habacuc ajunge în fața acestui fapt și spune în felul următor: chiar dacă se va întâmpla așa și nu voi mai avea nici haine și nici dulceață și nici lapte și nici tehnologie și nimic, nimic, nimic din lumea asta. Mie mi-ajunge să-L am pe Dumnezeu, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Fraților și surori, asta e îndemnul meu pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru anul 2019. Chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lanțuri și rușine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Și pentru toate acestea sus, tot ce îmi doresc eu de la tine, e ca să văd atunci, sus că nici tu nu te lași de mine. Fraților și surori, cam asta o așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu mai avem una, nu mai avem alta. Deja uite că și eu chiar mă gândeam aici pe bancă stând cu Paul cu vreo 20 de ani cu Caleb, cu Sami, cu Ruben, cu băieții care aveți în biserică. Mergeam prin misiune fără nicio grijă. Uite cum au trecut 20 de ani. Mai trec 20 de ani și o să am părul alb și o să fiu spre bătrânețe și eu. Ce fac fraților și surorii în lumea asta care trece pe lângă mine și eu trec pe lângă ea și mă tot duc? Îmi rămâne Dumnezeu, ne rămâne Dumnezeu cel în care am crezut și în care credem. Și chiar dacă toate se duc din lumea aceasta, ne rămâne El. Se duc izvoarele, ne rămâne izvorul apelor vieții, fraților. Se duc zmochinii, ne rămâne pomul vieții din, din patria cerească de lângă Dumnezeu. Se duc oile și boii, rămâne marele păstor al oilor care trăiește în vecii vecilor. Doamne, cercetează-ne să ne legăm inima mai mult de tine în anul acesta. Și fraților și surori, un salut personal este extras din faptele apostolilor și e foarte scurt. Fiți sănătoși. Să ne ajute Domnul să fim sănătoși din toate punctele de vedere. Amin.